There are many gifts of the earth we receive daily. Air, water, food, life. And what about health? There is a gift from the earth for our health, and that gift is found here in essential oils. Essential oils are the plant's natural medicine against bacteria, viruses, and diseases that attack the cells. Lavender puts up thistly hairs to protect the dynamic chemistry found in the oil sac. One drop of essential oil contains hundreds of unique compounds offering powerful chemistry for fighting many different diseases. It's important to remember our bodies and plants have very similar building blocks. So, when we take these essential oils into our bodies, they are in a familiar environment, and they go to work on our behalf just as they would for the plant, killing bacteria, inhibiting virus reproduction, cleansing toxins, destroying parasites, oxygenating our cells, and boosting our immune systems. These essential oils don't just treat symptoms, they work at the root of the problem, at the cellular level. One of the greatest gifts for our health comes in this tiny, potent package. Major civilizations throughout the centuries recognized the capabilities of essential oils. Egyptian grave robbers would often steal the essential oils instead of the gold. Some of the first medical records from China show the use of essential oils. Hippocrates, the father of modern medicine, used oregano in his practice. Frankincense and myrrh were brought to the Christ child. Essential oils were used throughout the Dark Ages for their antibacterial benefits. And even in World War II, they were used successfully to treat injured soldiers. Today, we see essential oils are being studied extensively and are being used in some medical settings. Many studies have documented that 100% pure essential oils have the capacity to stop superbugs like MRSA, relieve chronic pain, elevate moods, restore cells, and aid in treating life-threatening diseases. Is this surprising? Well, most of the items found in your medicine cabinets and major pharmaceutical drugs originated from the study of the active medicinal properties of plants. Drug companies study these complex plant compounds and can synthetically recreate some of their attributes. Then, proprietary fillers, additives, and modifications are made. Unfortunately, these modifications are foreign to our bodies, and as we know, can result in negative side effects and dependency. Fortunately, there is another way. Millions around the globe have experienced how powerful the potent compounds in essential oils can be without synthetics, fillers, or additives. And what's surprising is that the essential oils are often faster, safer, more effective, and less expensive than the synthetic products. doTERRA essential oils are the only certified pure therapeutic grade, or CPTG, essential oils available. What that represents is a standard by which doTERRA grows, harvests, and tests their oils. doTERRA sources their lavender from France, their lemon from Italy, frankincense from Oman. All of doTERRA's oils come from specific regions where altitude, climate, seasons, and soil create the perfect conditions to produce the most effective essential oils. Then artisans of these regions, in partnership with doTERRA, extract the essential oils from the plants with integrity and patience. doTERRA then tests well beyond industry standards to ensure every drop is certified pure therapeutic grade. They are safe for topical, aromatic, and even internal use. The intricacy and detail that nature gives in producing a pure essential oil is a miracle. doTERRA essential oils truly are a gift of the earth from all over the earth. What might these gifts have in store for you? Bună seara și bine ați venit la clasa noastră de aromaterapie. Vă rog să îmi confirmați că mă auziți și că mă vedeți.
Ok. Mă bucur că ați optat într-un număr destul de mare să participați la această întâlnire în care o să urmăresc să vă introduc în minunata lume a uleiurilor esențiale pure cu grad terapeutic doTERRA. Mă numesc Dan Oros. Ca formație sunt inginer, însă nu am practicat niciodată meseria aceasta. Am fost profesor de informatică timp de 9 ani de zile la liceu. Mi-a plăcut foarte mult această meserie, doar că din punct de vedere financiar știți că nu este o meserie cu care să te descurci în această lume. Așa că din 2001 dezvolt proiecte personale împreună cu iubita mea, Simona Dărăban, pe care o aveți aici în această imagine împreună cu mine. O secundă să aranjăm aici. Bun. Deci, practic, astăzi o să vă întâlniți cu mine, iar joi, de la ora 19, o să vă întâlniți cu Simona la o continuare a acestei întâlniri din această seară. Eu o să vă punctez câteva elemente introductive despre uleiuri, urmând ca Simona să vă vorbească mai detaliat despre piramida sănătății de la doTERRA și despre câteva dintre cele mai utilizate uleiuri esențiale de la doTERRA și, bineînțeles, despre care va puncta și câteva aplicații practice. Revenind la prezentarea noastră, practic, ceea ce am făcut noi cel mai important în această existență până la doTERRA a fost că am demarat o școală spirituală și de dezvoltare personală. Spanda Project se numește această școală și practic, prin intermediul acestei școli, noi ne împlinim, să zicem, menirea din această existență și, practic, dezvoltăm acest proiect pentru că ne-am dorit dintotdeauna să ajutăm oamenii să adopte un stil de viață sănătos. Bineînțeles, în primul rând l-am adoptat noi, dar apoi, după 27 de ani în care noi am practicat intens lucrurile despre care vorbim, am decis să le împărtășim și altora și să-i învățăm pe oameni să aibă un stil de viață sănătos, armonios. Și în 2017 noi ne-am intersectat cu proiectul doTERRA și practic a fost dragoste la primul miros, pentru că imediat ce am intrat în contact cu aceste uleiuri esențiale extraordinare de la doTERRA, ne-am îndrăgostit de ele și am optat să devenim, într-o primă fază, niște utilizatori extrem de entuziaști. Și tocmai fiindcă eram atât de entuziaști, am împărtășit experiența noastră extraordinară cu uleiurile și altora. Și în felul acesta am creat o comunitate destul de mare, chiar la momentul acela când încă nu ne-am asumat doTERRA ca și proiect.
Iar după un an și jumătate în care am văzut cât de extraordinare sunt aceste uleiuri esențiale și produse de la doTERRA, am considerat că este de datoria noastră să împărtășim această experiență într-un mod cât mai profesionist cu putință. Tocmai de aceea ne-am și luat certificatul de aromaterapeuți și am început să studiem foarte intens despre uleiurile esențiale și în cele din urmă am început să dezvoltăm proiectul nu numai la nivel național, am reușit să ajungem cu această informație în 23 de țări și ne considerăm norocoși, binecuvântați, spuneți cum doriți, că avem acces la aceste soluții absolut extraordinare, uleiurile esențiale doTERRA, pentru că practic ele ne-au împuternicit să putem avea control asupra stării noastre de sănătate fără să depindem de sistem. Și știți despre ce sistem vorbesc, pentru că cu toții, într-un fel sau în altul, ne-am lovit de lipsurile acestui sistem. Și atunci, doTERRA practic ne pune la dispoziție niște soluții naturale cu care să putem fiecare dintre noi să ne ocupăm de propria sănătate. Și acesta este un lucru extraordinar, mai ales în aceste vremuri în care știți ce provocări extraordinare există. Să știți, noi am reușit cu ajutorul uleiurilor esențiale doTERRA să ne tratăm și pe noi, da? Și de asemenea să-i ajutăm pe cei din jurul nostru să depășească aceste provocări. Și știu că oficial ni se spune că nu există soluții, nu există tratamente pentru o astfel de provocare, însă vă spunem din experiență proprie că noi am reușit să, cu ajutorul uleiurilor și zeci, sute de oameni din anturajul nostru, la rândul lor, au reușit să depășească aceste provocări cu ajutorul uleiurilor esențiale doTERRA. De altfel, dacă veți dori, vă puteți înregistra pe grupul de suport de pe Facebook. Grupul nostru se numește Uleiuri Esențiale pentru Sănătate, liniuță Natura în Tropicătură. O să vă trimit acest link. Da? Și pe acel grup veți putea găsi o mulțime de informații despre uleiurile esențiale și despre celelalte produse doTERRA, dar de asemenea veți putea găsi și mărturii ale unor persoane care au utilizat uleiurile esențiale în această perioadă de un an și jumătate și chiar sunt date acolo protocoalele pe care ei le-au utilizat și, repet, au reușit să rezolve cu succes această problemă de actualitate. Poate vă întrebați de ce folosesc acest limbaj non-explicit și răspunsul este destul de simplu, pentru că este mult mai sigur așa. Acest eveniment face parte dintr-un program special oferit de doTERRA. Este vorba de programul Diamond Club, un program prin care toți cei care participă la
astfel de evenimente și se înregistrează, adică își creează un cont de membru în maxim 3 zile lucrătoare de la un astfel de eveniment, primesc cadou unul sau două uleiuri esențiale. O să vă prezint exact despre ce e vorba în partea finală a acestei întâlniri. Practic, acest program sau aceste cadouri le veți putea primi nu direct prin intermediul nostru, pentru că noi am ajuns la un nivel de la care nu mai putem participa în acest program, însă avem în echipa noastră persoane care participă acum la acest eveniment și ca, prin intermediul lor veți putea, bineînțeles dacă doriți, să intrați în posesia acestor cadouri. Acum, în filmulețul cu care am început întâlnirea din această seară, practic ați avut o sinteză a principalelor informații pe care o să vi le ofer în această seară. Însă, așa sintetizând, ce sunt uleiurile esențiale? Da, uleiurile esențiale sunt substanțe volatile care sunt extrase din diferite părți ale plantei, din rădăcini, frunze, din scoarță, din tulpină, din flori, din semințe și așa mai departe. Ele mai sunt cunoscute și sub numele de uleiuri eterice. Asta pentru că ele se evaporă foarte, foarte ușor, au molecula foarte mică. De asemenea, uleiurile esențiale putem spune că sunt un fel de sistem imunitar al plantei, pentru că, de fapt, cu ajutorul uleiurilor esențiale, ele se apără împotriva dăunătorilor și paraziților. De asemenea, uleiurile esențiale sunt utilizate de plante pentru a atrage polinizatori. Da? Aceste uleiuri esențiale sunt extrem de concentrate și extrem de eficiente. Mult mai eficiente decât metodele de tratament pe care noi le utilizăm în mod obișnuit. Aceste uleiuri sunt cunoscute și utilizate încă din antichitate și, bineînțeles că în vremurile noastre s-au realizat o mulțime de studii științifice prin intermediul cărora s-a pus în evidență eficiența extraordinară a uleiurilor esențiale. Așa că, dacă unii poate au gândit că uleiurile esențiale se încadrează la categoria, știu, leacuri băbești, nu este deloc așa. Ele reprezintă, zicem, o abordare științifică, o abordare bazată pe studii foarte concrete. De altfel, doTERRA merge chiar pe un nivel mai sus decât orice altă companie și deja are un ulei, urmează să fie și alte uleiuri trecute prin astfel de studii științifice și, de exemplu, uleiul de lavandă de la doTERRA are nu doar grad terapeutic, ci are deja grad farmaceutic. Da? Altfel spus, stabilitatea constituenților este atât de bună la uleiurile doTERRA, încât ele se încadrează chiar la acest nivel de stabilitate, repet, a ingredienților. Pentru că dacă cumpărați pe piață diferite, să zicem, diferite uleiuri de lavandă, compoziția chimică va diferi foarte mult de la un ulei la altul. Da? Nu este simplu să obții această stabilitate a constituenților. Dar doTERRA reușește acest lucru tocmai pentru că urmărește să abordeze acest subiect dintr-o perspectivă, să zicem,
modernă științifică. Sunt pe piață multe tipuri de uleiuri care esențiale. Trei categorii principale există. Uleiurile esențiale sintetice. Aceste uleiuri practic n-au avut niciodată de a face nimic cu planta. Ele sunt obținute în laborator și bineînțeles că din punct de deși miros foarte asemănător cu uleiurile esențiale naturale, ele din punct de vedere terapeutic nu au niciun fel de eficiență, pentru că le lipsește tocmai componenta aceea energetică subtilă care face uleiurile esențiale pure eficiente. Apoi există o a doua categorie prima categorie, uleiurile sintetice, le regăsim în parfumuri, în loțiuni, șampoane și așa mai departe, sau în detergentul de vase și așa mai departe. A doua categorie sunt uleiurile esențiale alimentare. Ele au și o parte naturală, însă modalitatea prin care ele sunt obținute sau modalitățile nu sunt acelea care să asigure o puritate suficient de mare. Aceste tipuri de uleiuri le regăsim, de exemplu, în dressing-uri, în guma de mestecat, în tot felul de arome alimentare pe care le găsim în alimentele pe care noi le utilizăm. Și a treia categorie de uleiuri esențiale sunt uleiurile esențiale pure cu grad terapeutic. Practic, sub 1% din uleiurile de pe piață se încadrează la această categorie. Iar în această categorie de 1% sau sub 1%, uleiurile esențiale de la doTERRA, să zicem, reprezintă zona de uleiuri de cea mai bună calitate. Oricum, cu siguranță sunt mai multe companii pe acest glob care produc uleiuri esențiale pure, cu grad terapeutic, însă nicio companie nu are capacitatea de a testa atât de bine uleiurile pe care le produc cum are doTERRA. De altfel, doTERRA este cea mai mare companie de uleiuri esențiale din lume și bineînțeles că din punct de vedere financiar este o companie care își permite să facă teste la cel mai înalt nivel și bineînțeles și logistica pentru a obține uleiuri de calitate cu totul și cu totul excepțională. Acum, prețul uleiurilor esențiale depinde de mai mulți factori, de exemplu de metoda de extracție, de randamentul la extracție, de puritate și așa mai departe. De exemplu, pe vremuri nu ni se părea foarte ciudat că mergeam la plafar și găseam ulei de scorțișoară, ulei de mentă și ulei de trandafir, toate la 19 lei. Da? Mi se părea de bun simț. Însă, după ce am urmărit să studiem mai pendelete lumea aceasta a uleiurilor esențiale, am înțeles că nu este deloc normal ca uleiuri diferite să aibă același preț, pentru că randamentul la extracție este totalmente diferite. De exemplu, e foarte ușor să extragi ulei esențial din citice. Da? Când strângem coaja aceea de portocală, țâșnește uleiul esențial din ea. Da? Deci
Este un randament foarte bun, însă gândiți-vă atunci când extragem uleiul de tămâie care se extrage dintr-o rășină, da? E ca și cum ai extrage apă din piatră seacă, da? Este cu totul și cu totul alt randament și e firesc că uleiurile de citrice sunt mai ieftine decât uleiul de tămâie sau, de exemplu, uleiul de trandafir. Da? Ca să obții o sticluță de 5 ml de ulei de trandafir, ai nevoie de 12.000 de bulbi de trandafir. Da? Nu te poți aștepta că va fi 19 lei. Da? Deci aici este important să ne folosim bunul simț. Uleiurile pe care le găsim pe piață, în plafar, sunt uleiuri sintetice cu maximum până în 5% ulei esențial natural. Da? Dar faptul că un ulei este, nici măcar faptul că un ulei este natural, nu înseamnă că este pur. Da? Pentru că, de exemplu, adesea se folosește metoda de extracție cu solvenți chimici. Da? Uleiul este natural pentru că e scos din plantă, numai că rămân urme de solvenți chimici în ulei și, bineînțeles, aceștia au un impact negativ asupra sănătății noastre. Da? Așa că e important să fim foarte atenți atunci când achiziționăm uleiuri esențiale, ce fel de uleiuri achiziționăm. Da? Calitatea este extrem, extrem de importantă și e vorba aici de mult mai multe elemente, pentru că nici măcar nu este suficient să avem un ulei 100% pur. Este nevoie de mai mult. E nevoie ca acel ulei 100% pur să aibă un profil chimic care să-l facă eficient din punct de vedere terapeutic. Da? De exemplu, în industria uleiurilor esențiale nu există un standard unanim acceptat. Da? Tocmai de aceea pe piață sunt tot felul de uleiuri esențiale. Însă, de exemplu, doTERRA și-a autoimpus un standard de calitate numit CPTG, Certified Pure Therapeutic Grade, uleiuri certificate pure cu grad terapeutic. Da? Este un standard prin care ni se garantează nu numai că avem în sticluță un ulei esențial 100% pur, ci că el are și profilul chimic care să-l facă eficient din punct de vedere terapeutic. Da? Și pentru asta e nevoie, ca să ai profilul acela, e nevoie ca planta sau plantele din care se obține uleiul esențial să crească în zonele în care ele cresc natural. Da? Și doTERRA a optat să meargă pe această direcție de a colabora cu fermieri de peste tot prin lume, da? Practic peste 90.000 de fermieri din întreaga lume colaborează cu doTERRA și practic își extrag materia primă exact de acolo de unde plantele cresc în mod natural. Și acest lucru asigură acel profil chimic optim pentru ca aceste uleiuri să aibă eficiență din punct de vedere terapeutic. Avem în imagine ce se numește piramida sănătății. Nu o să intru acum în detalii, pentru că v-am spus, Simona o să vă vorbească. Însă, așa ca o avantpremieră, această piramidă a sănătății, practic, ne punctează elementele pe care ar trebui să ne focalizăm pentru a trăi un stil de viață sănătos. Da? Să mâncăm sănătos, să facem exerciții, să ne odihnim corespunzător, să reducem expunerea la produse sintetice, să avem o autoîngrijire informată și îngrijire medicală proactivă. doTERRA ne oferă, pentru că
Doterra a optat să abordeze sănătatea dintr-o perspectivă holistică. Tocmai de aceea, pe lângă uleiurile esențiale, care sunt de bază, da? Doterra este în primul și în primul rând o companie de uleiuri esențiale. Ei au optat să ofere și suplimente nutritive care să ofere această bază nutrițională necesară. De asemenea, ei au produse de îngrijire personală, au produse de curățenie, pentru curățenie și așa mai departe, toate naturale și bineînțeles că toate joacă un rol esențial pentru a putea să ne menținem un stil de viață sănătos. Și vreau doar acest program să-l evidențiez, doctora Lifelong Vitality Pack sau LLV pe scurt, este un program complet de nutriție care practic oferă baza nutrițională, tot ceea ce organismul are nevoie pentru a funcționa în mod optim. Corpul nostru este din fabricație înzestrat cu toate mecanismele necesare menținerii sănătății sau refacerii sănătății. Însă, aceste mecanisme funcționează optim doar dacă noi îi oferim toate substanțele de care corpul are nevoie. Da? Și în vremurile în care trăim știm foarte bine că hrana pe care noi o consumăm este extrem, extrem de săracă în nutrienți și utilizarea suplimenților nutritivi nu mai este de mult un moft, este o necesitate. Și acest program de nutriție, practic, oferă această bază nutrițională din piramida sănătății să ne hrănim sănătos. Și acum haideți să ne întoarcem la uleiurile esențiale, pentru că ele sunt vedetele acestei seri și vreau să punctez trei lucruri extraordinare despre uleiurile esențiale de la doTERRA. Bineînțeles, în experiența aceasta de peste 4 ani și jumătate cu uleiurile doTERRA, am experimentat foarte, foarte multe lucruri extraordinare, dar aceste trei lucruri practic sintetizează cele mai importante lucruri pe care noi le-am constatat. Da? În primul rând, ele sunt 100% naturale și sigure. Da? Sunt sigure pentru toate categoriile de vârstă, de la copii, adulți, persoane în vârstă. Ele nu au efecte secundare, pentru că, de fapt, ele sunt esența naturii. N-au cum să aibă efecte secundare și nu dau dependență. Din punct de vedere al eficienței terapeutice, uleiurile esențiale sunt de peste 50-70 de ori mai eficiente decât planta din care ele provin. Da? Și e destul de logic să fie așa, pentru că într-un anumit fel, da, uleiurile esențiale reprezintă niște esențe ale plantei și atunci vă dați seama că în fiecare picătură de ulei esențial există un potențial absolut extraordinar. De altfel, ceea ce s-a constatat din punct de vedere științific este că fiecare ulei esențial conține sute de compuși chimici, de principii active, da? Care lucrează sinergic pentru a oferi acea eficiență terapeutică pe care uleiurile o au. De exemplu, când se creează un ulei esențial sintetic, se duplică doar substanța sau substanțele principale din ulei, din uleiul natural, da? Să zicem, constituenții A, B și C sunt reproduși ca să miroase cât de cât asemănător, dar lipsesc celelalte sute de componente care, de fapt, lucrează împreună precum o orchestră. Da? Dacă noi extragem doar 1-2
trei principii, de acolo din ulei. Și, practic, e ca și cum am scoate din orchestră doar trei instrumente și, bineînțeles, că nu va mai suna la fel și eficiența nu poate să fie la fel. V-am spus de standardul de calitate, doTERRA CPTG, Certified Pure Therapeutic Grade, da? Este cel mai înalt standard de calitate din această industrie a uleiurilor esențiale. Un al doilea lucru extraordinar este faptul că uleiurile esențiale doTERRA sunt mai eficiente decât multe medicamente. Acum, dacă ar fi să o spunem pe aia dreaptă, cam de mai eficiente decât toate. De ce? Păi, practic, provocările cu care noi ne confruntăm sunt de două mari categorii. Provocările de sănătate generate de bacterii și cele generate de virusuri. Da? Bacteriile, când ne deranjează, ne provoacă, practic ele se manifestă la suprafața membranei celulare. Da? Și, de exemplu, dacă mergem la un medic cu astfel de provocare, medicul ne va recomanda un antibiotic și dacă l-a nimerit, atunci acel antibiotic va distruge bacteriile, însă în acest proces va distruge nu numai bacteriile acelea nocive pe care doream să le oprim din procesul de multiplicare, ci va distruge tot ce întâlnește în cale. Da? După un astfel de tratament, chiar dacă, repet, el este reușit, rezolvăm problema pe care am avut-o, însă, pe de altă parte, distrugem flora intestinală și în felul acesta, practic, afectăm sistemul nostru imunitar. Pentru că ceea ce înseamnă sistemul nostru imunitar se manifestă 70-80% la nivelul tubului digestiv, da? Prin intermediul acelor bacterii prietenoase. Ei bine, antibioticele distrug și acele bacterii prietenoase și, bineînțeles, că acesta este un lucru pe care nu ni-l dorim. Însă, dacă noi acționăm într-o astfel de problemă generată de bacterii cu ajutorul uleiurilor esențiale, da, vom distruge bacteriile neprietenoase, însă acțiunea antibiotică a uleiurilor esențiale este una selectivă, da, în care nu se distruge și flora intestinală. Dar, din punct de vedere al eficienței, este chiar mai eficient decât un medicament de sinteză. Și o să vedem imediat când o să vorbim, o să trecem pe la, așa rapid, peste câteva uleiuri și la oregano și melaleuca sau titri, o să vedem cum acționează aceste uleiuri și cât de eficiente sunt acolo unde medicamentele de sinteză nu pot face mare lucru. Și acum, al doilea tip de provocări sunt cele generate de virusuri. Virusurile se manifestă în interiorul celulei, pentru că fiind mult mai mici ca dimensiune, virusurile pot pătrunde prin membrana celulară în celulă, da, și acolo se multiplică. Acum, medicamentele de sinteză antivirale nu pot pătrunde prin membrana celulară. Da? Și tocmai de aceea nu sunt eficiente. Însă, uleiurile esențiale au o moleculă foarte mică și sunt capabile, majoritatea, nu toate, dar majoritatea uleiurilor esențiale sunt capabile să penetreze această membrană celulară, să pătrundă în interior și să stopeze procesul de multiplicare a virusurilor. Da?
Lucru care este extraordinar. Pentru că, repet, prin metodele medicinei alopate nu putem face acest lucru. Și vă dați seama cât de importante sunt uleiurile esențiale, mai ales în această perioadă. Da? Pentru că ele pot pătrunde în interiorul celulei și să stopeze procesul de multiplicare a virusurilor. Al treilea lucru extraordinar despre uleiurile esențiale doTERRA este acela că sunt mai ieftine decât alternativele medicale tradiționale. Acum, chiar dacă sistemul de sănătate, să zicem, este gratuit, oarecum gratuit, totuși, să știți că niște costuri avem întotdeauna, da? Și simplu fapt că trebuie să ne deplasăm până la cabinetul medical înseamnă niște costuri. Însă, exemplu, în cazul nostru al utilizatorilor de uleiuri esențiale, atunci când apare o problemă, utilizăm câteva picături de ulei care ne costă probabil câțiva lei, da? Și putem rezolva problemele cu care ne confruntăm. Plus că, repet, din punct de vedere al împuternicirii, noi avem în permanență la dispoziție niște soluții fără să depindem de un sistem exterior nouă. Deci, să recapitulăm cele trei lucruri extraordinare despre uleiurile esențiale. Da, sunt 100% naturale și sigure. Sunt mai eficiente decât multe medicamente și mai ieftine decât soluțiile medicale de sinteză. Dacă rețineți din această întâlnire de azi doar atât, eu mă declar mulțumit. Da? Bun. Cum se utilizează uleiurile esențiale? Sunt trei moduri principale în care noi utilizăm uleiurile esențiale. Aromatic, topic, adică aplicat pe piele, și intern. Metoda aromatică este cea mai cunoscută, da? Pentru că ea, zicem, este și cel mai simplu de abordat. Practic, când utilizăm aromatic, ori mirosim din sticluță sau din palmă, sau utilizăm un difuzor de uleiuri esențiale cu ultrasunete. E foarte important să fie un difuzor cu ultrasunete, pentru că în cazul acelor lămpițe de aromoterapie în care apa se încălzește, căldura afectează negativ proprietățile terapeutice ale uleiurilor esențiale. Tocmai de aceea este recomandat să utilizăm difuzoare cu ultrasunete unde apa rămâne rece și se creează o ceață din aceea rece cu apă și uleiuri esențiale. Eficiența utilizării uleiurilor prin metoda aceasta aromaterapie vine din faptul că mirosul este singurul simț care ajunge nefiltrat la sistemul limbic. Da? Iar sistemul limbic este cel care controlează ritmul cardiac, secreția de hormoni, emoțiile și așa mai departe. Practic, atunci când noi mirosim un ulei esențial, da, particulele fine de ulei ajung la sistemul limbic și de aici sunt declanșate tot felul de procese biochimice benefice în corp, inclusiv secreția unor hormoni,
care ne induc o stare de bine. Acum, probabil că ați auzit de această teorie, inclusiv medicina oficială alopată începe să o adopte, și anume că la baza majorității bolilor stau emoțiile negative. Da? Sunteți de acord cu această teorie? Am un laptop de control unde pot să văd ce îmi răspundeți. Deci chiar vă rog să-mi răspundeți pe chat. Sunteți de acord că la baza majorității bolilor sau una dintre cauzele fundamentale sunt emoțiile negative? Ok. Bun. Ei bine, atunci când noi mirosim un ulei esențial, la nivelul subconștientului nostru, prin intermediul sistemului limbic, se declanșează emoții pozitive. Emoții pozitive care, dacă suntem sănătoși, vor menține starea de sănătate. Dacă suntem bolnavi, ne va ajuta în procesul de vindecare. Da? Tocmai de aceea este extrem de util ca zilnic să difuzăm uleiuri esențiale. Ele toate au un efect benefic, bineînțeles, fiecare acționează preponderent pe anumite direcții, însă la modul global, orice ulei esențial induce emoții pozitive, emoții constructive pentru ființa noastră. Și atunci, practic, noi putem să ne folosim de uleiuri aromatic pentru menținerea sau refacerea sănătății. Oricum, atunci când noi utilizăm uleiurile esențiale pentru a rezolva o anumită problemă, le vom utiliza în toate modurile posibil, și aromatic, și topic, și dacă uleiul respectiv se utilizează și intern, îl luăm și intern. Da? Și atunci, practic, acționăm prin diverse căi și, bineînțeles, că în felul acesta efectul cumulat va fi mult mai mare. O a doua modalitate de utilizare a uleiurilor esențiale este modalitatea de aplicare topică pe piele. Da? Recomandarea este întotdeauna uleiul să se dilueze, chiar și în cazul să se dilueze într-un ulei purtător. Un ulei purtător este un ulei vegetal de calitate cât mai bună. Poate să fie, știu, ulei de măsline, ulei de jojoba, de argan și așa mai departe, dar elementul important este să fie pur. La doTERRA există un ulei special, ulei de cocos, ulei fracționat de cocos, un ulei care nu se solidifică, rămâne și la temperatura camerei lichid și care are molecula foarte fină, nu are miros și este ideal pentru a fi utilizat în aplicarea topică. De ce recomandăm să utilizăm un ulei purtător sau ulei cărăuș? Pentru că dacă noi aplicăm pe piele doar uleiul esențial, având în vedere că este extrem de volatil, o mare parte din ulei se va evapora. Și bineînțeles că noi vrem să avem un randament cât mai bun. Însă dacă am aplicat uleiul și imediat stratificat, am plasat și un ulei purtător, practic am încapsulat uleiul esențial în uleiul purtător și nu se va mai evapora decât o mică parte, da? Și în felul acesta randamentul crește. Deși poate ne-am fi gândit că dacă punem uleiul nediluat este mai eficient, paradoxal, utilizând uleiul diluat într-un ulei purtător, randamentul de asimilare este mult mai bun. Acum, în cazul copiilor,
se diluează, să zicem, uleiul într-o cantitate mult mai mare de ulei purtător. Există niște tabele, le veți găsi și pe grupul nostru de suport, în care se indică foarte clar pentru fiecare categorie de vârstă câte picături de ulei esențial se utilizează la 10 ml de ulei purtător. Da? De exemplu, la copii, pentru copii de un an se utilizează o picătură la 10 ml. La 2 ani, două picături la 10 ml. Și așa mai departe, repet, o să puteți avea acces la această informație. La adulți, evident că se poate utiliza mai concentrat. A treia modalitate, care este recomandată doar în cazul uleiurilor esențiale pure cu grad terapeutic, este utilizarea internă. Da? Nu toate uleiurile esențiale se utilizează intern și asta nu pentru că nu ar fi toate 100% pure, ci pentru că anumite plante nu se utilizează intern. Da? Puteți să remarcați faptul că există niște simboluri la cele trei tipuri de utilizare: A aromatic, T topic, I intern. Și la fiecare ulei este precizat cum se utilizează. Da? Unele doar aromatic și topic, altele aromatic, topic și intern. Utilizarea internă se face pe baza protocoalelor, deci nu le luăm așa după ureche. Există niște protocoale clare care ne spun exact câte picături utilizăm. Aceste picături ori le putem dizolva în miere, să zicem, sau în smoothie, în apă, în mâncare, sau cel mai bine, așa cum se vede în imaginea de pe ecran, într-o capsulă vegetală. doTERRA are astfel de capsule și punem picăturile conform protocolului, închidem capsula și apoi o bem cu apă. Da? Pentru că, de exemplu, dacă utilizați ulei de oregano, nu ați dori să vă ajungă în gură, pentru că este un ulei fierbinte și o să fie destul de neplăcută senzația. De aceea, cel mai bine e să puneți în capsulă. Da? Deci acestea trei sunt metodele de utilizare: aromatic, topic, intern. Vă reamintesc, pentru a mări eficiența tratamentului, atunci când este posibil, utilizăm două sau toate cele trei metode. În seminarul de joi, Simona o să vă vorbească mai pe îndelete despre cele 10 uleiuri din pachetul Home Essentials Kit. Home Essentials Kit este pachetul de uleiuri esențiale pentru o familie sănătoasă, îi spunem noi, pentru că el conține 10 cele mai utile uleiuri într-o casă pentru a putea rezolva cam toate provocările care pot să apară într-o familie. Da? Și doTERRA le-a adunat într-un pachet care are și un discount consistent față de prețul de depozit, 92 de euro, și de asemenea se primește la el gratuit un difuzor de uleiuri esențiale cu ultrasunete. Doar așa, în foarte, foarte mare viteză, o să vă punctez care sunt aceste uleiuri.
uleiul de lămâie, care este extraordinar pentru tot ce înseamnă curățare și detoxifiere. Curățare atât în interior cât și în exterior, da? Se poate utiliza și la curățenie. Air este un amestec de uleiuri, blendul înseamnă amestec de uleiuri esențiale pentru respirație și, bineînțeles, este un ulei, de fapt un amestec de uleiuri, un blend extrem de util, mai ales în perioada asta sezonului rece, pentru că ajută sistemul respirator, sinusurile și așa mai departe. Un antibiotic natural, nu natural, cum scrie acolo, natural, este titri sau melaleu, ca arborele de ceai. Da? Este extrem de eficient în probleme ale pielii, tăieturi și răni. De asemenea, în cazul în care gâtul este iritat, se poate împreună cu miere face un amestec extraordinar de eficient. Oregano este cel mai puternic antibiotic natural și bineînțeles că este un ulei extrem, extrem de util în perioada sezonului rece pentru că luptă cu microorganismele nocive, da? Susține funcția sistemului imunitar, pardon, și de asemenea, este practic cel mai puternic ulei esențial pe care noi îl utilizăm în perioada sezonului rece și eficiența lui este absolut extraordinară. Și acum, haideți să vedem un foarte scurt filmuleț în care o să vedem cât de eficiente sunt cele două uleiuri antibiotice, melaleuca sau titri, împreună cu oregano. Bacteria have the ability to change their genetic makeup over time for their own self-preservation. Bacteria have their own defensive mechanism. They produce something called a peptidoglycan layer. It's the equivalent of an M&M shell that's protecting the chocolate on the inside. Now, one of the other elements that bacteria are very, very good at making, and that is something called a biofilm. Biofilm is its own very goopy, slimy mess that it covers itself in. So what's now starting to happen is we are finding that once very useful antibacterial medications are no longer effective at all. What that means for us, we have to use stronger antibacterial medications. We have to use more potent antibacterial medications. That comes at a cost to our own bodies. Melaleuca has the ability to come in and start to modify that sludge and remove it so that the oregano can get to the bacteria. And in oregano, there's a product called Carvacrol. Carvacrol will bind to that peptidoglycan and it punctures a little hole in there. Once that hole opens, you start to get a passing of ions back and forth. What that does to the bacteria is it allows it to lyse. It means burst open. And we've now accomplished something very dramatic, and that is by doing nothing more than using two simple little plant-based essential oils, you have created a very effective antibacterial solution. Ați putut să vedeți în acest filmuleț cât de eficiente sunt aceste două uleiuri
utilizate împreună. De altfel, cu siguranță știți că atunci când se utilizează antibiotice de sinteză, de obicei funcționează o dată sau de două ori, după care bacteriile se adaptează, creează tot felul de mutații, în așa fel încât antibioticul respectiv nu mai are eficiență. Și atunci trebuie să schimbăm antibioticul, de obicei se prescrie un antibiotic mai puternic și așa mai departe, adică ne distrugem flora intestinală și mai rău, pe când în cazul uleiurilor esențiale, pentru că venim cu sute de principii active, sute de substanțe chimice naturale, niciun fel de bacterie nu va putea să se adapteze la acest atac. Da? Pentru că un antibiotic de sinteză are unul sau două principii active, două substanțe active, una, de obicei una. Și atunci la acea substanță, clar, bacteriile se pot adapta, dar la sute de substanțe, cum au uleiurile esențiale și când le combinăm, da, vă dați seama, fiecare vine cu sute de principii active care se cumulează și acționează sinergic și de fiecare dată uleiurile esențiale vor genera același efect, același rezultat extraordinar. Bun. Acum trecem mai departe. Un alt ulei din acest kit este uleiul de tămâie sau frankincense. Da? Acesta este numit și regele uleiurilor esențiale, tocmai datorită versabilității sale. Practic, se spune că atunci când nu știi ce să utilizezi, ce ulei să utilizezi, utilizează uleiul de tămâie. Da? El are un efect extrem de puternic de reducere a inflamațiilor. De asemenea, este extrem de benefic pentru piele și, bineînțeles, și din punct de vedere spiritual, induce o stare de interiorizare și înălțare. Un alt ulei esențial foarte popular este lavanda. Când spunem lavandă, ne gândim la relaxare, da, la calm. Și, bineînțeles, este un ulei foarte util în perioada aceasta în care noi trăim. On Guard este blendul pentru imunitate. E un amestec de uleiuri esențiale, cu totul și cu totul extraordinar, care face din On Guard un ulei pe care îl utilizăm sistematic în această perioadă a sezonului rece. Practic, pe baza acestui blend s-a creat o întreagă gamă de produse și de îngrijire personală, îngrijire orală și mai departe, pentru că această combinație de uleiuri este extrem de eficientă în îndepărtarea germenilor și în distrugerea microorganismelor nocive. Un alt blend este Zengest sau Digest Zen. Zengest este în Europa, Digest Zen este în numele acestui blend în Statele Unite. Este un blend pentru digestie, extrem, extrem de util într-o familie, pentru că nu adesea avem provocări legate de tubul digestiv, balonare, gaze, greață, reflux sau indigestie. Pentru toate acestea, Zengest este extrem de eficient, de asemenea pentru rău de mașină și în general rău de mișcare.
E foarte, foarte bun. Un alt blend este Deep Blue, blendul pentru tensiuni musculare. Are un efect de reducere a inflamațiilor, a disconfortului muscular și așa mai departe. E extraordinar de util atunci când avem orice fel de probleme musculare sau articulare. Și pe baza acestui blend există o gamă întreagă de produse și ultimul, al 10-lea ulei din acest pachet este peppermint sau menta. Menta, care este un ulei energizant și care ne ajută să ne focalizăm mintea. De asemenea, ajută sau induce stare de răcorire și este extrem de util atunci când ne confruntăm, de exemplu, cu creșterea temperaturii corpului, da? Utilizând peppermint aplicat topic, putem să reducem această temperatură. Un ulei, se pare că aici a fost o confuzie la site, este Wild Orange. Vreau să vă vorbesc despre trei uleiuri care se oferă în luna aceasta cadou prin programul Diamond Club, cel de care am pomenit mai devreme. Este vorba de Wild Orange, portocală sălbatică. Este un ulei cu efect antibacterian și efect de reducere a inflamațiilor și este de asemenea un ulei relaxant. Un alt ulei care se oferă cadou în acest program este Copaiba. Practic este uleiul cu cea mai eficientă acțiune de reducere a inflamațiilor. Deci nu există un ulei esențial care să reducă inflamația mai eficient decât Copaiba. Și bineînțeles, când avem astfel de probleme, utilizat împreună cu frankincense, cu tămâia, generează niște efecte absolut extraordinare. La fel, Copaiba împreună cu blendul Deep Blue are un efect de reducere a inflamațiilor extrem, extrem de bun. Un alt amestec de uleiuri este Adaptive Blend pentru calmare. Acest blend a fost creat special pentru vremurile prin care trecem, nu numai ultimul an și jumătate, ci în general vremurile acestea în care oamenii sunt tensionați, anxioși, stresați și așa mai departe. Acest blend se adresează exact acestor probleme, induce o stare de liniște și calm interior. Pe grupul de suport Natura Antropicătură o să găsiți detalii despre toate aceste uleiuri esențiale și despre multe altele și o mulțime de webinarii înregistrate. Deci veți avea de studiat foarte mult, bineînțeles, dacă doriți. Se pune întrebarea cum puteți achiziționa aceste uleiuri esențiale doTERRA. Da? Și sunt trei modalități în care puteți intra în posesia lor. Prima modalitate este la preț întreg, prețul de retail. Însă nu vă recomandăm deloc să cumpărați la acest preț, pentru că e practic cel mai scump mod în care puteți cumpăra uleiurile de la doTERRA. Așa că vă recomandăm a doua și a treia variantă. Varianta a doua este să cumpărați la prețul de depozit
sau prețul de membru, care este cu 25% mai mic decât prețul de retail. Da? Orice persoană care își creează un cont de membru Doterra va beneficia imediat de prețuri cu 25% mai mici. Dacă noi dorim, de exemplu, să comandăm anumite uleiuri care nu sunt cuprinse într-un pachet predefinit de către Doterra, atunci noi le cumpărăm cu 25% discount, însă la crearea contului există o taxă de 23,75 euro. Da? Se achită acea taxă și punem în coș ce produse dorim, da? Și le vom lua pe toate cu 25% mai ieftin. Însă noi vă recomandăm cea de-a treia variantă de achiziționare a uleiurilor esențiale Doterra la un preț mai mic chiar și decât prețul de membru. Da? Și cum este posibil acest lucru? Este posibil dacă vă alegeți un pachet predefinit de Doterra, așa numitele kituri de înregistrare, pachete de înregistrare. Acestea beneficiază de discount la discount. Deci au discounturi față de prețul de membru. Și bineînțeles că în felul acesta este mult mai avantajos să ne creăm un cont achiziționând un asemenea pachet de înregistrare. În cazul în care ne creăm contul achiziționând un pachet de înregistrare, taxa aceea de creare a contului este anulată. Da? Deci avem multiple beneficii. Taxa anulată, discount la discount. Aveți în imagine trei dintre kiturile care sunt disponibile în Europa. Ele sunt mai multe, dar acestea trei, să zicem, sunt cele mai populare. În stânga avem pachetul Natural Solutions. Este un pachet care conține și uleiuri și suplimente nutritive și produse de curățare și mai departe. Este un pachet care are discounturi foarte, foarte mari și foarte multe beneficii, însă implică o investiție inițială mai mare. Da? Adică 684,3 euro costă acest pachet, însă aveți în el o mulțime de produse, inclusiv acel program complet de nutriție Lifelong Vitality Pack, LLV. În partea dreaptă aveți un alt kit de foarte interesant de înregistrare în sistem, este Daily Habits Kit, care conține și el pachetul acela complet de nutriție Lifelong Vitality Pack, LLV. Și de asemenea câteva uleiuri, crema Deep Blue, creată pe baza blendului cu același nume, da? Și avem enzime digestive, Terrazyme și PBASIS Pro și prebiotice. Este un pachet foarte bun de pornire. Însă cel mai popular pachet de la Doterra este cel din mijloc, Home Essentials Kit, cel despre care v-am vorbit așa în mare viteză, este cel care conține cele 10 uleiuri cele mai utile într-o casă și la acest pachet, v-am spus, aveți un discount de 92 de euro față de prețul de membru și de asemenea primiți cadou un difuzor cu ultrasunete, un difuzor de uleiuri esențiale în valoare de 47 de euro. Dar cel mai
important lucru din punctul meu de vedere atunci când vă creați un cont este că primiți un consultant, doTERRA, care vă ghidează în procesul de utilizare a uleiurilor esențiale. Da? De exemplu, cei care doresc să-și creeze cont de membru prin intermediul nostru, noi le vom fi, Simona și cu mine, le vom fi consultanții și, bineînțeles, că îi vom ajuta în procesul acesta de utilizare a uleiurilor esențiale. Iar dacă cineva dorește să dezvolte și partea de business, bineînțeles, îi oferim consultanță și sprijin și pe acea direcție. Acum, revenind, dacă noi ne creăm contul de membru cu Home Essentials Kit, da, v-am spus să avem 92% discount, 92 de euro discount față de prețul de membru, primim un difuzor gratuit, avem acces la un consultant și, de asemenea, avem acces la promoțiile periodice pe care le oferă doTERRA. Și asta e un lucru foarte important, o să vedeți imediat. Să vedeți, avem în luna aceasta două promoții absolut extraordinare pentru cei care își creează un cont nou de membru. Și aici vreau să deschid o paranteză. Am întâlnit adesea persoane care au spus că și-au achiziționat uleiurile esențiale de pe diverse site-uri. Și problema cu achiziționarea uleiurilor de pe diverse site-uri este, de fapt, două mari probleme sunt. Prima problemă este că nu aveți garanția că primiți uleiurile originale doTERRA. Au fost la conferințe de ale noastre live, persoane care își cumpăraseră produse de pe un anumit site și s-a dovedit că erau contrafăcute. Da? Tocmai de aceea, noi vă recomandăm să vă creați un cont de membru și atunci primiți direct de la doTERRA produsele și aveți garanție 100% că primiți uleiuri originale. Da? Acesta este un element pentru care merită să vă faceți un cont de membru și să nu cumpărați de pe nu știu ce site-uri. Pe de altă parte, atunci când vă creați cont de membru, aveți parte de consultant, da? Un consultant care vă ghidează. Magazinul acela nu vă va ghida. A v-a vândut produsul și vă lasă să vă descurcați absolut singuri. Da? Și un al treilea element foarte important e că având cont de membru aveți acces la tot felul de promoții și avantaje, inclusiv programul de loialitate. Dacă cineva își creează, practic programul de loialitate LRP, Loyalty Rewards Program, este accesibil din a doua lună. Și dacă cineva își face comenzi prin acest program și are comenzi recurente, în primele trei luni primește 10% puncte de recompensă, 10% din valoarea comenzilor pe care le plasează. Apoi, în următoarele trei luni, mai crește și, practic, crește din 3 în 3 luni cu câte 5%, până când, după un an de zile, se ajunge la 30%. Adică, la fiecare comandă, să zicem, de 100 de euro, primiți echivalentul unui voucher de 30 de euro, da, sub formă de puncte, pe care puteți achiziționa gratuit produse doTERRA. Ceea ce este absolut extraordinar. Dacă nu aveți un cont de membru, nu puteți beneficia de așa ceva. Bun, și o să încheiem cu prezentarea promoțiilor lunii septembrie. În această lună avem două promoții care se cumulează. Prima dintre ele este promoția de 200 de puncte, care ce ne spune? Că la orice comandă
de minim 200 de puncte. Punctul este aproximativ un euro. Pe lângă toate avantajele oferite de statutul de membru, se primește cadou încă 5 produse. Și aceste 5 produse le aveți pe ecran. De la dreapta la stânga aveți blendul On Guard, despre care v-am vorbit mai devreme, blendul pentru imunitate. De asemenea, aveți uleiul Wild Orange, portocală sălbatică. Apoi aveți spray-ul purificator pentru mâini On Guard, pe care îl puteți avea într-un buzunar sau într-o poșetă și, de exemplu, vreți să vă dezinfectați mâinile, spreați, vreo 3 pufuri, da? Frecați mâinile și ați dezinfectat mâinile. Apoi avem săpunul lichid On Guard, care, vă spun sincer, este absolut fabulos, pentru că te speli pe mâini, are o eficiență extraordinară, distruge 99% dintre bacterii și, de asemenea, nu lasă mâna uscată, da? Deci pielea rămâne hidratată după ce ne spălăm cu acest detergent. Și, de asemenea, avem recipientul dozator pentru săpunul lichid On Guard. Acestea se primesc, toate 5, cadou, dacă noi ne creăm o comandă sau ne creăm un cont cu o comandă de minim 200 de puncte. De exemplu, Home Essentials Kit, acel kit de care v-am vorbit, are 224,5 puncte. Da? Deci dacă cineva își creează contul cu acel kit, automat vă calificați și pentru promoția de 200 PV. Cea de-a doua promoție de care puteți beneficia în această lună este promoția Diamond Club. Promoția Diamond Club spune în felul următor: dacă cineva își creează un cont de membru la maxim 3 zile lucrătoare de la un eveniment, cum este acesta, un eveniment Diamond Club, primește cadou un Wild Orange, portocală sălbatică, dacă comanda este între 100 și 199 de puncte, sau un Wild Orange și un Copaiba, dacă comanda este între 200 și 399 de puncte, sau un Copaiba și un Adaptive, dacă comanda este de minim 400 de puncte. În cazul Home Essentials Kit, ne încadrăm la cadourile din mijloc, adică portocală sălbatică și Copaiba. Dar, ca să folosim termenii din reclamele de la TV, dar asta nu-i tot. Pentru că prin programul Diamond Club, dacă cineva, de exemplu, își creează în această lună cont prin acest program, și luna următoare, adică luna octombrie, își plasează prin programul de loialitate, LRP, Loyalty Rewards Program, își plasează o comandă de minim 100 de puncte, va primi automat 25 de puncte cadou, ca un voucher de 25 de euro. Iar dacă persoana aceasta și în luna noiembrie, în a doua lună, își face o comandă pe programul LRP de minim 100 de puncte, va mai primi încă 25 de puncte cadou. Da? Nu e obligatoriu să vă faceți și lunile următoare, da? Dar dacă vă faceți, primiți aceste cadouri suplimentare. Wild Orange și Copaiba le primiți automat. Celelalte punctele acelea de loialitate sau voucherele le primiți în lunile următoare dacă vă plasați comandă de minim 100 de puncte prin acel program de loialitate. Da? Deci, practic,
Dacă cineva își creează contul de membru cu Home Essentials Kit, da, va primi în această lună cadou 7 produse. Da? 5 de la promoția de 200 de puncte și 2 de la promoția Diamond Club. Plus, bineînțeles, Home Essentials Kit cu beneficiile pe care le are Home Essentials Kit independent de aceste cadouri. Sincer, eu zic că e ultra generoasă această lună și merită să beneficiați de faptul că sunt atât de multe cadouri și de faptul că aveți atât de multe beneficii creându-vă un cont de membru doTERRA. Așa că dacă sunteți deciși să vă creați un astfel de cont, să ne contactați. Ați primit deja e-mail-uri de la noi, aveți adresa de e-mail, aveți și datele noastre de contact. Să ne scrieți sau să ne contactați, dar e foarte important să aveți în vedere că astăzi este data de 28, iar joi este ultima zi a lunii. Deci ar trebui, ca să puteți beneficia de promoția acestei luni, să vă creați contul până joi, inclusiv joi, dar nu mai târziu de joi ora 23:59. Da? Promoția este pentru această lună. Din 1 octombrie nu știm exact ce va fi și dacă va fi vreo promoție. Nu în fiecare lună avem promoții, dar aceasta este chiar o promoție absolut extraordinară și vă sfătuiesc să urmăriți să beneficiați de ea, pentru că, repet, nu știm în lunile următoare ce anume va fi. Bun. Dacă aveți, anumite întrebări, puteți să le formulați și acum. Dacă vă vor veni mai încolo, puteți în seminarul de joi să le formulați sau să ne le trimiteți pe e-mail și atunci ori vă răspundem direct, ori în cadrul seminarului de joi, care se va desfășura tot așa de la ora 19 și tot undeva cam 90 de minute intenționăm să dureze. Bun. Văd că nu sunt întrebări. Atunci eu vă mulțumesc pentru atenție și răbdare. Mă bucur că ați optat să participați la acest eveniment și dacă sunteți deciși să vă creați un cont, să ne contactați, puteți chiar și în această seară sau mâine și vă ghidă. E foarte important să aveți în vedere că pentru a beneficia de promoția Diamond Club trebuie să ne contactați direct, pentru că înscrierea prin Diamond Club se face printr-un portal special. Deci chiar dacă găsiți pe site-ul nostru, spandaproject.ro, găsiți modalitatea prin care să vă creați un cont, de data aceasta nu vă recomand să faceți singur, pentru că atunci nu puteți beneficia decât de promoția de 200 de puncte. Pentru promoția Diamond Club trebuie să fiți înregistrați prin un portal special și să vă ghidăm în acest proces. Tocmai de aceea să ne contactați. Să aveți o seară minunată și ne revedem, bineînțeles, dacă doriți, ne vedem și joi. Noapte bună!